pregătit tot ce trebuie pe masă. Cum am spus, vom colora cuiburile noastre, le avem aici. Vă puteți face mult mai multe și să le folosiți când aveți nevoie. Avem și blatul pe care îl vom decupa. Cuiburile vor fi așezate pe discuri, după care vom pune blatul decupat și oul. Pentru a colora cuiburile, puteți folosi spray-uri speciale de ciocolată, sunt foarte frumoase, sunt și sidefate unele dintre ele. Puteți să vă jucați cu nuanțele, uitați aici un rubiniu foarte frumos, avem și un auriu, avem și verde, deci folosiți ce aveți în recuzită. Ele ies foarte frumoase, deja se schimbă treaba, uitați cât de frumoase sunt. Îl mutăm pe acesta. Haideți să folosim și alte nuanțe ca să vedeți exact cum arată. Vom folosi puțin auriu. Sunt foarte drăguțe. Vom folosi și un verde. Și iar acest rubiniu frumos. Sunt cele mai frumoase cuiburi. Este foarte important să lăsăm să se usuce foarte bine colorantul spray, după care putem muta cuiburile pe o tavă sau direct pe discurile pregătite. Sunt minunate produsele noastre, ați observat și cuiburile din ciocolată se realizează într-o manieră foarte ușoară și lejeră. Ne putem juca cu culorile ca să creăm produse deosebite. În ceea ce privește și ouăle noastre, dacă observați, acesta este minunatul ou de prepeliță, dar într-o dimensiune mult mai mare. Avem aici și un nou texturat, acesta verde. Avem oul de găină, care are chiar un aspect de ou de găină. Se pot observa și picățelele mici care se găsesc în crusta oului. Avem un ou verde, ou de rață care mie îmi place foarte mult, oul roșu care ne trimite cu gândul la Paște și un ou turcoaz. Să căutați pasărea aceea, este fenomenală, să observați câte ouă deosebite face, chiar le puteți face pe toate, de la lila, verde, turcoaz, albastru, este ceva deosebit.